Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noua săptămână a lunii februarie va începe cu intrarea soarelui în zodia Pești. Activismul, afacerile colective și ideile globale vor fi înlocuite de o înțelegere filozofică a ceea ce se întâmplă, cufundarea în profunzimile inconștientului și reflexia cuiva. Pentru Pești în această perioadă, cele mai corecte decizii vor fi cele luate cu ajutorul intuiției, inspirației și vocei inimii. Pentru Fecioare, ritmul de viață bine stabilit poate înregistra perturbări broște, iar realitatea va apărea într-o lumină oarecum neobișnuită. Cei mai progresiști reprezentanți ai zodiei Fecioară vor putea beneficia de acest lucru, dar doar trecând peste atitudinile lor obișnuite. Gemenii își vor relaxa oarecum cercetarea intelectuală, se vor relaxa și se vor putea bucura de o simplă contemplare. Săgetătorii își pot reduce ușor activitatea socială, dedicând mai mult timp comunicării liniștite în familie, precum și imersiunii în ei înșiși. Racii se vor angaja în căutarea sufletului și de data aceasta vor avea un succes destul de mare, deoarece vor descoperi o mulțime de lucruri pozitive sau utile. Scorpionii vor simți efectul vechiului citat înțelept, multe cunoștințe, multe necazuri. Reprezentanții zodiei vor trebui să se întristeze destul de mult până când soarele începe să se apropie de semnul berbecului în mișcarea sa de tranzit. Conjuncția lui Venus și Marte la mijlocul săptămânii va face sfera romantismului și a relațiilor deosebite de activă. Exprimarea de sine în această perioadă va fi asociată, în primul rând, cu demonstrarea propriei sexualități, sublinierea avantajelor externe, asertivității și forței. Reprezentanții elementului foc, berbec, leu și săgetător, precum și scorpioni, vor experimenta intensitatea pasiunilor în relații. Aceștia din urmă, însă, vor fi înclinați să manevreze cu pricepere, evitând consecințele negative ale acestui tranzit planetar ambigu. Luna plină din Fecioară din 24 februarie va aduce multă energie pământească, ceea ce va ajuta la realizarea unor planuri de lungă durată care anterior păreau efemere. Acest eveniment poate evidenția o parte a vieții sau a relațiilor în care este timpul să-i punem capăt. Luna plină în Fecioară este un început bun pentru a vă schimba stilul de viață, pentru a începe dietă și pentru a face mișcare. Capricornii și Taurul pot avea mai mult succes la acest lucru decât alții, în timp ce Vărsătorul și Balanța vor face bine să se concentreze pe îmbunătățirea propriei sănătăți printr-o dietă echilibrată și un stil de viață mai activ. Săptămâna se va încheia cu o cuadratură tensionată între Venus și Jupiter, ceea ce va reduce autocontrolul la majoritatea reprezentanților tipicei zodiacului și, prin urmare, mulți vor fi înclinați să-și supraestimeze sentimentele, să arate generozitate inutilă sau să folosească mijloace neetice pentru a-și atinge obiectivele. Taurul, Săgetătorul, Balanța și Peștii trebuie să-și controleze cheltuielile financiare, iar Peștii, Leul și Racul trebuie să fie mai atenți când fac promisiuni. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!